peste 9200 de persoane salvate și evacuate, 940 de animale salvate și bunuri protejate în valoare de 7 milioane de lei. Acestea sunt rezultatele notabile reușite de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu în anul care a trecut. Ambulanțele SMURD au fost solicitate de 8955 de ori. Pompierii au stins peste 600 de incendii, iar echipa pirotehnică a avut 36 de misiuni. Din păcate, s-au înregistrat și 152 de apeluri false. Printre cele mai dificile misiuni în care s-a intervenit se numără deblocarea Transfăgărășanului în urma căderilor de stânci, stingerea incendiilor de pădure care au avut loc în a doua jumătate a anului, ridicarea de deșeuri toxice de mercur din zona centrală a orașului și distrugerea de muniție asanată de pe teritoriul județului.